sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Acum 3 ani, o petrecere de zi de naștere a schimbat dramatic viața a doi tineri din Soroca, Tudor Mihailov și Dumitru Vicol. Am început a fuma de atunci. Ziseam tata și s-a întâmplat tata asta. Totul s-a întâmplat la aniversarea unuia dintre ei, cu ocazia căreia a fost organizată o petrecere la piscină. Nimeni nu s-a așteptat că sărbătoarea se va încheia cu o tragedie. Ce sunt așa când am catat? Văd pe Dima vine plâns cu desâși, la urechi, la nas. Eu m-am început tata tremurață, dimușor. Ce-ai pățit, treac bunică? Băieții povestesc că în toiul distracției la piscină, prietenul lor, George, s-a necat. Acum, oamenii legii învinuiesc pe cei doi de nenorocire. Procurorul, contestând sentința judecătorii Soroca, a solicitat aplicarea unei pedepse în formă de închisoare, în termen de 10 ani. Tudor și Dumitru neagă acuzațiile care îi se aduc, iar pentru a-și demonstra nevinovăția, unul dintre ei este gata să fie testat la detectorul de minciuni. Ai avut careva motiv ca să te răzbuni pe George Melnik? Cum au ajuns doi adolescenți să fie învinuiți de omorul unui prieten? Pe cine acuză rudele lor de cele petrecute? Și ce va arăta testul la poligraf? Aflați astăzi! Maria Vicol, bunica unuia dintre cei doi tineri învinuiți de omor, este ferm convinsă că necul băiatului de 18 ani este o întâmplare nefericită, iar nepotul ei, Dumitru, nu este vinovat. Să vedem cine va mai spune. Doamna Vicol, vă așteptăm în platou. Bună seara! Ce știți dumneavoastră de tragedie și cum ați aflat atunci? Tragedia s-a întâmplat data de 4 august în 2018. Dima de dimineață zis că se duce și se întâlnească cu niște băieți. Și unii și-au zis, bunică, noi ne ducem până la bazin. Zic, dar bunica nu se duce, că trebuie și noi să ne ducem, că era zona maestică la un nepoțic. Și nu a rămas acasă. Când a trecut vreo 3-4 ori, el a venit acasă, plângând, de desân și de-o zic, Dima, tu te-ai bătut? Tu zic, Doamne, ferești, bunică, nu. Deci s-a necat George cu... Zic, cum s-a necat? Și chiar că așa, deja că e s-a necat. Dar de ce el era de sânge? Păi el când s-a vrut în apă, adâncime mare, de 6 metri. 6 metri? Da, și acolo tensiunea la apă e mare. Și el când a dat de piciorul lui, el s-a speriat și el. Și-a bucnit sângele pe naș, pe urechi. Așa v-a explicat el, da? Deci da. Asta era ideea. Da, și l-am știut o săptămână, ne-a chemat la miliție și pe urmă ne-a chemat la procuror. Dar spuneți-mi, vă rog, doamna Vicol, în ce relație era Dumitru, nepotul dumneavoastră, cu George, băiatul înecat? Ei, admitite, erau prieteni buni. Totdeauna, că el avea cu dânsul, el vine la noi să-și ca la dândurile astea, cum și prima dată. Deci o cunoșteați bine pe George. Da, și pe urmă la școală împreună, cu sora lui într-o clasă a fost Dima. Mai târziu vom auzi mărturiile bunicii băiatului înecat. Pe cine dă vina, femeia, aflați în curând. Până atunci, colegii mei au pregătit un scurt material despre George, băiatul care și-a pierdut viața la acea petrecere. Atenție la ecran. George Melnik avea 18 ani. El locuia împreună cu mama și sora lui mai mică la Soroca. Din cauza relațiilor tensionate cu mama, băiatul mai mereu lipsea de acasă. Tânărul dormea pe unde apuca și muncea cu ziua. El stășea acasă și dânsul la un gau de acasă ori băteu. Trec cum putea. Ca să aibă bani, ca să nu ceară. Băiatul a absolvit clasa 9 la un gimnaziu din Soroca. Vroia să învețe o meserie, dar situația financiară complicată nu i-a permis să-și continue studiile. Am învățat la creangă, la un creangă, aici am gândit. Nu s-a apucat să mă duc în altă parte. El vroia să ducă la Sirius, cumva. Prietenii lui George spun că îl ajutau cum puteau pe băiat. Ei povestesc că, deși tânărul era într-o situație dificilă, era mereu vesel și optimist. Visionă în toată data. Bărbăreață, mai rădem, mai zicea o glumă. Era prieten tare bun cu mine. Nici cam, dacă cu tânsul îți dimitit el. Doamna Vicol, vreau să vă întreb, dumneavoastră știți cum anume s-a întâmplat tragedia? Dima era scaldat, el sărea de pe acolo la bazin, are
trambulină? Vâșca, trambulina asta și el sărea în apă. Dar aceștia doi, George cu Tudor, ei se jucau, alergau împrejurul la bazin. Așa? Și când i-am ieșit, ei au ajuns numai ginecolog și timp acum au ieșit din apă și i-am întors pe tine și cum rusțină și au căzut în apă. L-a tras el? Nu l-a tras, ea a prost, a vrut ca să-i cum, pe dânsă, că e numai gine acolo să întâlnesc, George cu Tudor. Uh-huh. Și cum George era plecat la Tudor, așa, la picioare, uh-huh. Și Dima zice că să-i, cum, să-i oprească, să nu alergi împrejurul la bazin, că le-a făcut observații. Și așa s-au lușuiat, eu știu cum. S-au lușuiat? S-au lușuiat, da. Amândoi s-au lușuiat? Toți trei. Nu a văzut Dumitru dacă cineva dintre ei poate s-a lovit cu capul de marginea piscinei? Nu se vadă dacă acolo așa e adâncime și apa e... Nu se vede, că se văzută pe mai repede avea să-l scoată. Apa-i tulburi, asta se vede și din imagine. Da, vreau să vă întreb dacă știți poate cumva de unde vine această apă acolo în piscină. Știți, poate... Toți zic că din Nistru. El zice că e apa din... Izvor. Robinet din izvor, din dar robinet. Nu poate fi, că e acolo prind broaștele strânge, și fost, da. Și verde apă. Deci știu că doar George la acel moment împlinise 18 ani, deci a atins majoratul. Tudor și Dumitru, nepotul dumneavoastră, erau încă minori. Da. Erau acolo la petrecere sub supravegherea cuiva, nu știu, i-ați spus unui matur să aibă grijă de ei? Nu era. Părinții erau plecați, dar noi bătrâni și scătăm noi la... Dar nu v-a fost cumva frică să lăsați să plece acolo, mai ales că știați că piscina are 6 metri. Da, eu n-aș știut că eu acolo să duc. Eu zic că aici la Pușkina să duc, la bazinul ăsta. Așa, așa ați înțeles. Și e pe urmă cum s-o înțeles. E cu plecat la bazinul șalant. Spuneți-mi, vă rog... Și e notat, doar e la Iazuri, avem împrejur, și totdeauna toți băieți erau împreună, tu și eu la Iaz. Asta vreau să vă întreb. Dumitru știe nota? Da. Următoarea întrebare. Cum s-a întâmplat că doar Dumitru a ieșit la suprafață? Eu nu știu. Dumitru... Ceilalți doi, dumneavoastră ziceți că ei mergeau la scăldat, la da. Pe lac... Erau serviți alea băieți, dacă eu fost la din răștienit, Dima nu servie. Credeți că de asta el a reușit să iasă iar Tudor cu George? Da. Și ce s-a întâmplat cu Tudor? Tudor când l-a dat, Dima a ieșit odată, două oară, trei oară și-a rugat, veniți, vă rog, nu ies băieți, ajutați-mă să-i căutăm. Știți împrejur, s-a uitat la dânsul, suntem eu să bagi la așa dânșimi. Chiar și marturii care au fost, tot așa au zis, la așa dânșimi să mă bag să ne necăm și noi. Dar Dima s-a vărit odată, două ori și un băiețel tot dintr-un sat, nu știu de unde, o sări și l-a scos întâi pe Tudor. Că e cum a căzut aici pe Tudor, l-a găsit îndată, da, la Island. Melnic era numai mai departe, de atât e și greu l-a găsit. Mi-imaginez că apa asta tulbure îngreuna căutările, că da. Așa se vede foarte clar unde stă omul. Și, nu știu, el la cap. Deci pe Tudor i-a mers, a avut marele noroc să fie găsit puțin mai repede decât George. 10 minute, George. Da, Tudor, Island, Melnic, a fost, nu știu, 20 de minute găsit. Abia peste 20 de minute? Da. Și cum s-a întâmplat că într-un final Dumitru și Tudor au fost învinuiți de omor? Cum ați aflat dumneavoastră că... La procuratură, când ne-a chemat procurorul, așa ne-a anunțat. Asta că... când s-a întâmplat? Peste cât timp? Ei, nu știu, peste vreo 3 săptămâni. Așa? Ne-a chemat, ne-a dus acolo cu advocață și a zis că... Mulca, adică, puteți să aveau început cum așa, pentru și dacă ei nu au fost intenționat, ei erau prieteni, ei se jucau, ei împărțeau băcățica, haina deja ei s-o împărțeau. Eu cred că... Tot așa din joacă și ei s-au speriat, da? au căzut în apă și când omul este în starea asta de șoc, chiar dacă unul sau ambii puteau să noate sau nu puteau, ei de la spaima asta se începe a trage unul pe altul. Probabil și Dumitru, probabil, dacă spuneți că era mai treaz, el era un pic mai echilibrat, era mai, se ținea mai bine în mâini. Da. Și, dar ei de la șoc, unul pe altul, eu nu știu care e adevărul, dar cred că de la starea asta de afect, cum se spune, ei unul pe altul s-a tras de la spaimă. Și pentru Dumitru era foarte greu, fiindcă puteau să-l tragă și pe el. Dar el așa și-a zis că n-a dat cu mânuța de picior, și că eu am crezut că și eu să mănec. Dar ei puteau și pe el să cheltă. El s-a pierdut și în datul ăștia afară, s-a tras aer, s-a băgat înapoi. Tot în loc și ala, zici, că dacă am dat... Înseamnă că ești. S-o vrei și l-o scos de picior.
Dima l-a scos din apă. Dumitru l-a scos pe George din apă. Da. Eu sunt sigură că a fost făcută expertiza medicilor, deci ești referitor la cauza deceasului. Ce este raportul celor? Așa și le-a găsit alcool la ambii și la asta, la Tudor, i-a găsit apă. Dar la asta l-am zis că apă nu a găsit. La asta, la care? La Mielnic. La băiatul la necat, care decedat, da? Nu i-au găsit apă în plămâni. Nu. Asta vorbește despre faptul că el a decedat înainte de a fi, de a cădea în apă. Înseamnă că el, totuși, decesul i-a survenit nu urma necului. Deci băiatul nu s-a necat. Ați înțeles, de asta și este dosar penal. Înseamnă că el a primit o lovitură și decesul a avut loc până la cădea el, până a ajunge în apă. Nu știu de asta. În această seară vă povestim despre doi tineri din Soroca, Tudor și Dumitru, care în urma unei petreceri la piscină și-au pierdut cel mai bun prieten. Mai târziu, băieții au fost învinuiți de omorul amicului lor. Bunica lui Dumitru ne-a povestit că nepotul ei este acuzat pe nedrept și nu avea niciun motiv să-și omoare camaradul. Iar acum îl vom auzi pe Tudor, unul dintre învinuiți. Să-l întâmpinăm. Știu că în ziua când s-a produs tragedia, tu sărbătoreai aniversarea. Da. Erai gazdă petrecerii, practic. Mai devreme am auzit de la bunica lui Dumitru că voi trebuia să mergeți la altă piscină. Vreau să începem la altă, dar acolo eram mai, cum spun, mai atrăgător. Voi știați că piscina aceea are 6 metri în adâncime? Da. Asta probabil din cauza trambulinii, ca să sari și să nu te lovești de... Da. De fund, da? Că acolo vine prima 1,5 metri, după asta vine 3 și după asta 6. Spune-mi, te rog, ce ți-amintești tu din acel moment? Din cauza loviturii nu ți-amint nimic din ziua aceea. Te-ai lovit la cap? Da. Dar când, în ce moment, până atunci, îți aduce aminte măcar ceva? Nu. Nimic? Unde se abrupe filmul memoriei tale? În ce moment? Când m-am culcat seara. Înainte de ziua ta? Da. Deci nici măcar nu-ți aduci aminte cum ați venit? Nu. Dar din ce moment îți aduci aminte ce s-a întâmplat? Când la spital eram. Când am reveneam și medici sunt pe lângă mine, stăteau, luau seama de mine. Să înțelegem că ziua dumneavoastră de naștere nu țineți absolut nimic. Nimic. Nici cum v-ați trezit dimineața? Nu. Niciunul ați fost? Nu. Straniu, așa din senin. V-ați trezit dimineața sau nici nu mai țineți minte cum v-ați trezit? Eu 4 zile m-am trezit. Că am stat în comă aici 4 zile. A, dar dimineața când ați mers la ziua de naștere cu prietenii, țineți minte unde ați mers? Am vrut să vă întreb, care erau relațiile dumneavoastră personal cu băiatul care a decedat, cu George? Era foarte bune. N-ați avut conflict, n-ați avut motiv. Medicii ți-au spus că tu te-ai lovit la cap. Da? Ai avut lovitură? Da. Înainte de a cădea în apă. Da, dar tu ai spus că nu ți-ai minte cum te-ai lovit. Dar în ce parte a capului ai avut lovitură? La ceafă aici. La ceafă. Că o perioadă timp apă nu creștea și părul acolo. Am înțeles, dar alte leziuni pe corp nu au fost depistate? La picior am avut o rană chiar? O rană. Sau o lovitură? Mm-hmm. O rană. Chiar o rană? Ți-au spus, ți-au explicat de la ce este rana? Nu. Dar zi-mi, te rog, când ai aflat tu că ești învinuit de moartea lui George? Peste jumătate de an. Abia peste jumătate de an? Da, când am ajuns cu mama să ne cheme procuror, dar acolo el mi-a spus în ce ești învinuit și pentru ce. Când prima dată ți s-a spus că, uite, tu ești învinuit de o asemenea crimă, la ce te-ai gândit? Pentru ce că eu nu sunt vinovat? Că eu tot am avut diferit. Dar nu ți-ai dat întrebări, stai puțin, că nu ți-n minte nimic. Tu zici că ești nevinovat, dar atâta timp cât nu ți-ai minte ce ai făcut, cum ai făcut. Păi, mie întâi mi-au dat video la polițiști. Cineva a filmat întreg incidentul. Acolo era toată piscina cu camere. În unele locuri, poate nu erau. Dar acolo unde noi am căzut, era camera. Și nu mi-a arătat. Mai târziu veți vedea imagini video care au surprins momentul în care George s-a înnecat.
Ce făceau atunci prietenii lui aflați în scurt timp? Totodată veți auzi și mărturiile proprietarului piscinei unde a avut loc incidentul. Până atunci să urmărim un scurt subiect despre Tudor. Atenție la ecran. Mama lui Tudor Mihailov povestește că după aniversarea de 15 ani, fiul ei este de nerecunoscut. Nici până ziua de azi nu grăiești de cazul ăsta, că ședi mai mult închis în trânsul, nu spune. Să întreb ceva sau asta, el așa se nervează de tare, că începe așa de tare asta, că se face tătut și haina de plânsul. În urma incidentului de la ziua sa de naștere, băiatul a avut nevoie de o perioadă lungă de reabilitare. Mama lui povestește că și până astăzi, starea de sănătate a tânărului este afectată. A avut o lovitură după cap. O lovitură și cum ne-a lămurit, păi e ca un fel de lășăpălitură, păi o zis că e ca un fel de paralici. Într-așa moment, păi nici ochii nu se pot mișca. De vreme el stă jumătate de an în spital. La ducem acasă, două săptămâni în spital. După ce a absolvit gimnaziul din Soroca, Tudor nu a vrut să-și continue studiile. Astfel, el și-a dedicat timpul sportului. El a terminat nouă clasă și a umblat la trântă. Se duce deodată pentru dânsul, dar pe urmă a început a lua la campionat. Acum, băiatul de 17 ani trăiește la Chișinău și muncește împreună cu tatăl său. El spune că vrea să plece și mai departe de locurile care îi amintesc de tragedie. Cu părinți, cu tata și cu tare, unde tata să mă duc. Vă reamintesc că astăzi vă spunem povestea a doi tineri din Soroca, Dumitru și Tudor, care acum 3 ani au fost martorii unui accident fatal în timpul unei petreceri la piscină. Prietenul lor, George, s-a necat atunci, iar Tudor a fost salvat ca prin minune. Acum însă el și Dumitru sunt învinuiți de omorul amicului lor. Oamenii legii au obținut o înregistrare video care a surprins momentul tragediei. Mai târziu vom vedea și noi aceste imagini. La fel vom auzi mărturiile proprietarului piscinei, iar la final vă vom prezenta rezultatele testului la detectorul de minciuni pe care l-a trecut unul din cei doi învinuiți. Până atunci însă mai avem un invitat. Cel de-al doilea băiat învinuit de omorul prietenului său va intra acum în platoul nostru. Dumitru, te așteptăm. Bună seara, Dumitru. Bună seara. Bine ai venit la noi. Voi mai prieteniți. Da, în continuare sunteți prieteni. Spune-mi, te rog, ați mai vorbit de atunci despre ce s-a întâmplat? Așa, câteodată, s-a dus Tudor și nu prea vorbim de chiar la Chișinău, de eu la Soroca. Cine i-a povestit lui Tudor despre cele întâmplate? Tu? Nu, care erau, fratele. Mai erau băieți acolo, nu numai eu eram. Tu nu ți-ai pierdut memoria? Nu. Tu ții minte bine ce s-a întâmplat? Voi ați băut în ziua aceea? Cam a fost acolo, dar nu am băut și știi și mult. Era două pivi de doi jumate. De 2 litri jumătate. La voi 5? Da. Și George a avut și el? Da. În ce stare era când s-a dus la scăldat? Deja era amețit un pic? Nu m-am uitat eu chiar să mă uit așa în ghine. Că mai mult ne scaldam. Nu stăm la masă sau ceva. Cum s-a întâmplat ca ce s-a întâmplat? Băieții mai mari erau la masă și noi ne scaldam, ne jucam acolo. Cum dacă vara la bazin, cald afară, de foc, asta a fost. Și din joc a închicat ăstrie în apă. Dar cum anume? Ți-aduci momentul ăsta? De ce ați căzut din joc în toți trei? V-ați lunecat? A fost ceva, un moment de dezechilibru sau cum? Nu, așa din joc asta a fost. Chiar ați sărit intenționat în apă? Nu, că am sărit. Așa din, dacă, cum să vă spun, ne jucam. Și închicat în apă și eu am ieșit primul din teț, care eram eu, Tudor și Dumnezeu Georgeal. Am ieșit din apă, m-am uitat, numai bulbușul a ieșit din apă, dar nu se vede nicăi, tot e verde. Și m-am uitat, văz că nu iese nimeni, am strigat de două ori și am început să sar, să scot, să încerc să scot pe... Deci în momentul acela ai înțeles că deja e ceva în neregulă, da, că nu da. Pot... Și am început a sări în apă și o sărit încă vreo 4-5 băieți. Ai chemat în ajutor? Deja înțelegeai da, că... Da, am strigat, dacă am văzut că nu iese bulbușa. Și câte lume a sărit în apă?
Nu știu, era tare puțin, erau dacă vreo 6-7 băieți au sărit, dar erau mai mulți, erau o grămadă de oameni erau acolo. Și mi s-a putut sări și un băiat l-a scos pe Tudor, mi-a făcut prim ajutor, mi s-a putut răsufla. Eu tot m-am uitat, am văzut că tot normal și mi s-a pus să ardăm după George, Dumnezeu să-l iau. Și da, m-am scos, dar prea târziu. Zi-mi, te rog, după cât timp a fost scos George din apă? Da, nu știu, prețese, după vreo 10-15 minute. Nu știu, prețese, după cât, poate și mai mult, poate și mai puțin. Era greu de găsit, că dacă apă e verde, nu vezi nimic din apă și cu ochii încheși. Când l-ai scos din apă, el mai dădea semne de viață? Nu. Eu așa pot să-i fac prim ajutor și nu s-o... Și peste ceva timp ai fost învinuit că tu l-ai omorât pe George. Da. Zi-mi, te rog, cum ai primit vestea asta? La ce te-ai gândit atunci? Peste vreo săptămână de vreme m-a chemat polițist care examinează tot asta. Și eu zic că ca și cum că eu am vrut să-l înnec pe George. Cum eu să-l înnec dacă deodată am sărit după tine să-l ajut? Dar de ce? Tu i-ai întrebat de ce credeți că eu puteam să-l înnec? Ei ce argumente au împotriva ta? Nu știu, ca și cum că noi ne bătem, că noi facem gălăzie, că noi se... Dar asta deloc nu a fost. Hai să vedem acum un scurt subiect pregătit de colegii mei. Atenție la ecran. Dumitru Vicol are 18 ani și locuiește la Soroca. Tatăl băiatului a plecat din familie pe când Dumitru era copil, iar mama a fost nevoită să muncească peste hotare. De atunci, tânărul a rămas în grija bunicilor. Eu nimic, el l-am crescut pe dânsul. A fost un liniștit, un băiat, el atât ce le-a ajutat, el la mine era mâna dreaptă. Bunica lui Dumitru spune că nu-și mai recunoaște nepotul. Femeia povestește că după tragedia de acum 3 ani, băiatul a devenit tăcut și închis. Scula noaptea și zângurel așa, uite, da, scăpați, hai, săriți! Tânărul a absolvit Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și muncește la o fabrică din oraș. Totuși, la fel ca și Tudor, Dumitru vrea să plece cât mai departe de Soroca. Și lucrez aici la o firmă de cioale. Vreau să mă duc undeva peste hotare. Vreau să mă duc aici. În câteva clipe o vom auzi pe bunica lui George, băiatul înecat în piscină, dar acum a venit momentul să vedem imaginele video care au surprins momentul tragediei. Ele au fost filmate de niște martori. Vă avertizăm, urmează scene care vă pot afecta emoțional. Deci acesta este momentul când îl scoateți pe George din apă, da? Tu erai acolo, tu da, l-ai... Da, m-am apucat de ciornale, dacă sunt apă și e tot să... Cum așa o nedumerire, uite câtă lume, foarte multă lume, de ce imediat nu s-a făcut o alertă ca să-l scoată imediat, de ce trebuie să treacă 10-15 minute? Adică voi ați strigat tare, Dumitru, tu. Eu am strigat, eu deodată. O sărit lumea în ajutor, bărbați, uite câți bărbați stau acum. Da, puteți să tem eu să sară. Cum să tem eu? Tu singur, te vedeau cu sânge pe față și tu singur te scufundai? Dumitru, Tudor, ați discutat cu rudele lui George după acele evenimente? Nu, de atunci nu am discutat. Te-am dat bună ziua într-o zi și tot nu ne-am mai răspuns. Dar poate cineva vă căutați să vă întrebe ce s-a întâmplat, cum? Nu? Nu. În schimb, noi am discutat cu bunica băiatului. Haideți să auzim ce spune ea despre tragedia care i-a luat viața nepotului ei și pe cine crede vinovat ea. Dacă a știut că el nu poate nota la șiul lui Izghet, să grăiem, că dar mie nu erau mitichei și dacă a spus el că el nu poate nota, la șiul Izghet la așa înălțime. La șiul Izghet. Știu dacă e apa mai afiată la ea, îți las că îl mai dă pe mal acolo și mai jos. Dar acolo și înălțime de apă și nu vin. Nu veniți să o ajute, vor să zic, poate n-ai nică, poate îi dă măcar un ajutor și avea, dar niciodată nu a zis măcar să mă scuzați, să mă iertați, poate așa. Eu nu sunt vinovată, nici unul nu-i vinovat, dar măcar ar veni odată să zic, să mă iertați, iertați-mă, vă rog, iertați-o copilul sau ori copilul și ala să vii să spui. Niciodată, e așa mărdăr și așa să fac printre lângă noi, parcă nu ieși niște râsuri înaintea lor. Băi, copilul nu-i, dar nu-i. Dar voi o leacă de simț în voi ați avut până amu atâta ani, dar mamușa are 3 ani și ei odată n-o zis nici. Nu-i face nimic nică, da, mă, nu-i face. Dar ne-o rănit tare, că nici obraz, măi, măcar să vii zic, să ne iertați, că așa s-a întâmplat. Nu știu, așa ceva, eu nu-l numesc de copil. Eu nu-l numesc de copil pe așa om, care încă și merge pe alături și se râde. Dumneavoastră, știți că nepotul dumneavoastră a trăit vreo jumătate de an la băietul ăsta? O jumătate de an n-a trăit.
două, trei zile dacă el se ducea și dormea acolo, dar câteodată să mai revenea și îmi suna. Și mă, bunica e tata spune băietul ăsta că nu-i mama lui acasă, tata nu-i mai spune pe unde să-i. S-a dus nu știu unde acolo, la nuntă, la nu știu ce și el șede. Și iar vine acasă și apiar se ducea. Jumătate de anul a trăit el și George acasă scată de treabă, că mi-e pare că băieții ăștia nu-s de treabă. Și s-a venit pe la poartă și-l chemau și-l strigau. Și el era așa un băiet că el nu se putea cazuie. Cine-i duce? Hai, vină, să duce. Nici nu vreau să aud așa prostii. Ce fel de fel de prostii, că așa, că l-o hrănit. Și l-o hrănit. Și l-o hrănit că el nu se lăsa în mâna să-l hrănească cineva. El singur se face capica. Ori duce la zapatul la cineva, ori la tăiet lemne, ori ceva, el face. Și-i hrănit pe dânșincă. Bunica era mai mult alarmată de situația când v-ați cerut scuze decât de moartea fiicelui, nepotului. Adică o persoană care pare cel puțin din cele auzite destul de accentuată și prea puțin implicată în viața reală a nepotului său. Deci ea vine nu cu durere, dar doar cu acuzații. Un comportament destul de superficial și straniu. Eu m-am întâlnit cu mama lui George și îi spun, Lena, ascultă, dar s-a întâmplat așa, Dumnezeu să-l ierte. Dă să-ți dau un ajutor cât am spus asta, măcar de praznic, măcar la o an de zile. N-am nevoie eu de bani voștri, duci-ți iei bani, că nu ne trebuiește nic. Anchetatorul, știind că dumneavoastră îi oferiți un ajutor material, poate interpreta lucrurile că vă simțiți vinoveți cu ceva. Da, așa, așa, și așa. Recunoașteți vinovăția. Și în așa situație foarte complicat să acționez cumva. Dar eu vă înțeleg. Intenția dumneavoastră a fost pur omenească. El când a scos din apă, eu am văzut și video că el dintr-un suiul sânge, bolborosă, sânge. Oi. Și de salvamare nici vorbă? Nici vorbă. Teatru, nu teatru, asta e ușor de verificat. V-ați înțeles din timp cu Tudor să-l aruncați pe George în apă pentru a lâneca? Ne scaldam, ne jucam acolo, cum dacă vara la bazin, din joacă închicată strâie în apă. Am ieșit din apă, m-am uitat, numai bulbuș a ieșit din apă, dar nu se vede nicăieri, tot e verde. Și m-am uitat, văz că nu iese nimeni, am strigat de două ori și am început a sări. Și un băiat l-a scos pe Tudor, s-am văzut că tot normal și am început să saltăm după George, Dumnezeu să-l iei. Și dar l-am scos, dar prea târziu. El a venit acasă plângând, de sânge. Dar de ce el era de sânge? Adâncime mare, e 6 metri. Ce îți amintești tu din acel moment? Din cauza lovitorii nu-ți amint nimic din ziua aceea. Veniți, vă rog, nu ies, băieți, ajutați-mă să-i căutăm. Știți împrejur, s-o uita la dânsul, suntem eu să bagi la așa dânsime. Și eu zic că ca și cum că eu, nu eu, că eu am vrut să-l înnec pe geam. Eu, cum eu să-l înnec dacă deodată îmi sărit după dânsul, să-l ajut. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre doi tineri din Soroca, Tudor și Dumitru. Băieții riscă un termen mare de pușcărie pentru că și-ar fi omorât un prieten. La petrecerea de aniversare a lui Tudor, organizată la o piscină din Soroca, amicul lor George s-a necat. Tudor era cât pe ce să moară și el, însă a fost scos cu câteva clipe mai devreme și a stat apoi la reanimare. Mai devreme am văzut imagini video surprinse de martorii tragediei. Totuși, cei doi învinuiți își neagă vina, iar Dumitru a cerut să treacă testul la poligraf ca să demonstreze că nu minte. Dar până afla rezultatele testului, s-o auzim pe Ludmila Matei, mătușa lui Tudor. Ludmila, vă așteptăm în platou. Bună seara, bine ați venit! Să ne spuneți, vă rog, cum dumneavoastră ați aflat despre cele întâmplate? Sora, practic, i-a lăsat pe bază la isme mari, că erau foarte cuminți, făceau curat, mâncare erau. Și noi trăim pe același etaj în supravegherea mea. La momentul, atunci când s-a întâmplat, nu ne duc aminte. Cine ne-a spus că a fost o stare de șoc. Dar am auzit că cineva s-a înnecat, dar nu știu precis cine. Și am chemat la momentul taxiul până am ajuns de vale în oraș, cu rutiera, până am ajuns la fața locului. Dar era Dumitru, Andrian și băietul meu, Stasic. Și au spus că Gheorghe a murit
Și Tudor e animare, dar nu ne-a spus că e foarte grav. Dar noi ne-am dus și am vorbit cu medici și ne-au spus atunci la moment că a scos murdării din trânsul, l-a curățit. Și pe parcurs să vedem ce așibă, că e grav. Și da, mă, stătem cu verișoarele și verișoarele atunci au venit că mama lui Tudor dacă nu era acasă. Și ne spune că e mai grav, e într-o stare foarte gravă și nu-i de unde să-l scăpi. Și a venit și reanimația de la Chișinău, că să-l iei, că când cu... Și am întrebat la moment, spuneți-mi cum stau lucrurile, cum... Și ne-a spus că nu e nicio șansă că scăpi. Dar de ce așa? Că totuși a fost salvat de la NEC, era viu când l-au scos din apă. El când l-a scos din apă, eu am văzut și video că el dintr-însul sânge, bolborosă, sânge. De unde? Oamenii care se neacă, ei nu... Nu știu. Dar ce v-au zis medicii atunci când era Tudor la spital? Mi-a spus că starea e foarte gravă și... Nu, dar care sunt traumatismele primite de băiat? Că e lovit la cap și în loc de oxigen la dânsul corp a tras sânge și creierul era foarte inflamabil. Așa ne-a spus că nici până la urhei nu poți să ajungă pentru că creierul e foarte și organismul e slab. Și da, m-a rugat măcar atât, zic să nu-i scoată aparatul, că a spus că dacă nu se revine, dar mă, până mâine asta, a treia zi noi am vorbit, când a venit reumatorul. Am să-i scoată aparatul și am rugat, zic, până vine sora, măcar să nu-i scoată aparatul. Și a patra zi dimineață a fost o minune, că am venit dimineața, a fost pe la biserică. Și m-a rugat atunci și chiar icoana, mai și Domnul cu trei mâini. Și a fost o minune. După ce m-a ridicat în deal și medicul reumatolog ne spune, de la reanimație, ne spune că o dat din degetul mic la picior, când am ajuns la ușa la reanimație. Și atunci, practic, nu știu, jumătate de ceas sau mai mult, a venit atunci smurdu și l-a luat la Chișinău. Ludmila, spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cum credeți? Este cineva vinovat în ceea ce s-a întâmplat? Cine ar trebui să poarte răspundere? În primul rând, s-a fost salvatori la piscina și ea. Și s-a fost apa o leacă mai curată, că era... dezastru și era cu apa și... Ați văzut imaginile, probabil, da? Da. Și după cum și medicii ne-au spus că au scos murdării din Tudor și astea e... S-a fost salvatori și s-a fost acolo din spusele la băietul meu și din spusele la lume, au spus că cel mai mult Dumitru sărie în apă și îi căuta. Pe Tudor l-a găsit un băiet din ocolină, dar pe... Gheorghe l-a găsit Dumitru. El practic ieșe, străgea o leacă de aer și s-a cufundat înapoi. Și de salvamare nici vorbă? Nici vorbă. Nu a fost. S-a mai auzit vorbe că a zis că chiar domnul polițist care duce cazul tăta astea, i-a spus că tăcine voi, domnul Focșa, voi tată, că să aibă grijă de copiii voștri, că piscinile nu trebuie să aibă salvatori. Nu trebuie să aibă. Da, așa au spus. Haideți să auzim acum împreună ce ne-a spus proprietarul piscinei și ce versiune are el despre ce le-a întâmplat. Atenție. Faptul ce s-a trecut e vinovat persoana care era bată și era neadecvat. Eu murit în bazin. El era bat în primul rând. Eu după câteva ori l-am dat afară de la bazin. El peste gardă o sărit iară din nou. Păi, dar ce zi numai eu? Închipuiți că tăie pe urmă și cu cuțitul. Și eu trebuie să răspund că el s-a dat teritoriul la mine cu cuțitul. Salva mare este, tăt era și băiet și el. Dar eu eram acolo mai mult ca atât de tăt timp eram acolo. Era și jinele salvatoră, tăt, nu ascultați. Acolo n-aveai pe cine salva. N-aveai pe cine să salve. Deci nu joacă rolul că e care am salvator, n-am salvator. Că ei spuneau că adică n-aveți autorizație. Tot avea. Și are una coată. Sau să n-ai și e zonecată de hârtiile mele. Și are una coată, oameni. Ce are una aspectul ai ori n-ai, te-ai înnecat în apă. Ce are una autorizație, culoare. Asta e o prostie, știi? Rudele, cui vezi să vii pretenții? Cui, spuneți? Vieția lor? Ești prost și câmbiu, dacă sunt prostalari. Îmi zic mulțumesc ei, dacă trăiesc, că sunt proști. Sunt proști, îi dughesc. El era un bandit vâșighind, să știți de asta.
a spus că eu dat afară și-o sărit pești gard, asta nu a fost. Asta a fost tot un teatru după ce s-au întâmplat lucrurile astea. Nici băietul ne-a spus așa, și chiar și lumii care era acolo. Lucrurile astea nu au fost și nu au alungat pe nimeni. Teatru, nu teatru, asta e ușor de verificat, deoarece, după câte am înțeles, sunt camere de supraveghere și probabil că sunt și înregistrări, care noi nu le cunoaștem, conținutul. Așa cred eu. Dar ceea ce a spus proprietarul bazinului, care autorizații, dacă are autorizație și este legal bazinul, el urmează să corespundă apa din bazin, urmează să corespundă niște norme sunt. Dacă el era așa de verde, că nu se vedea absolut la un metru sau chiar la suprafață, noi vedem vizibil, se vede că apa aceea era destul de tulbure, înseamnă că, bineînțeles, că el nu corespunde normelor. Referitor la Salvator, că era Salvator, indiferent că era el beat acolo în bazinul celălalt, cu atât mai mult, dacă persoanele erau în stare de ebrietate, nu trebuia să-i se permită să intre în apă. Să admitem cazul că a fost propria răspundere, ei au sărit, s-au jucat și au intrat în apă. Salvatorii urmau prompt să ia măsuri, dar nu peste 20 de minute să fie scos deja cadavrul din apă. Dumitru, spuneți-vă, de câte ori ați fost la bazinul ăsta? Eu mai multe ori nu am fost. Este undeva acolo indicațiile, indicatorii, ce adâncime are acest bazin? Nu. Nu există. Pentru că în contextul ceea ce spune proprietarul acestui bazin, este o discrepanță de logică în ceea ce spune dumnealui. Dacă spune că au venit beți, ai acolo paza, ai salvamare sau cine sunt ei acolo, salvatorii, unul la mână, dacă ei vin peste tine și tu nu le permiți, există poliția, 112. Dacă ei se bat sau tu nu poți să intervini, există 112. Aici îl salvează pe cel înnecat, tot cel care se scaldă, salvatorii nu sunt. Nici poliția până la urmă, am văzut acolo că erau venit să medice și poliția până la urmă nu au fost, chiar dacă se băteau, dacă nu doreau să vină acolo. Există o discrepanță între circunstanțele de fapt și din spusele proprietarului. Lucru care poate să conteze până la urmă și în ecuația dosarului penal pornit, dar cred că pe final îmi rezervez această versiune. Iar acum haideți să-l auzim pe procurorul șef din Soroca. Ei erau la bazin. Ei erau toți în stare de ebrietate. Cunoșteau faptul că persoana respectivă nu poate să înoate. De vreo două ori asta, când au mai încercat să-l arunce, eu am spus că nu mă aruncați, că nu pot nota. Cu scop de răzbunare, ei l-au aruncat special în apă și el a decedat. Umor premeditat. Procurorul unui dat în minuire. Și așa ținem poziția până la sfârșit. Este înregistrare video care confirmă cum persoana se opune și le încearcă să rupă din mâinile lor ca să nu fie aruncat în apă. Și el l-a apucat, l-a cuprins ambii prin părți, s-a sărit și toți trei au sărit. Divergența care e? Că noi am înaintat pe omor premeditat, dar avocații vor că e lipsărie de viață de imprudență. Referitor la presupusele încălcări admise de către administrația, bază de odihnă, la etapa finisării cauzei penale, procurorul a sesizat serviciul fiscal de stat pentru a efectua careva controle conform atribuțiilor funcționale și respectiv de a interveni în cazul constatării încălcărilor. La etapa respectivă au fost depuse mai multe plângeri acolo referitor la activitate. Dumitru, tu știe că George nu știa nota? El putea nota, da. De unde procurorii atunci au luat că George nu știa nota? Nu știu, poate și foc să iese zis așa, dar el putea nota. Că eu am mai fost câtunci, numai că nu la bazin, este la așa, și la iaz am fost. Dumitru a acceptat să treacă testul la poligraf ca să demonstreze că nu minte. Haideți să vedem cum a decurs testarea. Atenție, ecran. Tu ești un priviță în față și răspunde la întrebări cu da sau nu, bine? Testul a început. La începutul testării, Dumitru a fost copleșit de emoții. Totuși, după mai multe ezitări și discuții cu expertul poligraf, tânărul a devenit mai încrezător. În ziua înnecului l-ai lovit pe George Melnic. Este adevărat că l-ai înnecat pe George Melnic împreună cu Mihailov Tudor. Cunoșteai faptul că George Melnic nu cunoaște să înnoate. Ai avut o înțelegere din timp cu Mihailov Tudor de a-l arunca pe George Melnic în apă. Ai avut intenția să-l omori pe George Melnic. Din start, Dumitru poate nu a dorit să povestească totul. Posibil că chiar nu și-aducea în minte. În timpul testului poligraf, Dumitru a fost
destul de emoționat, chiar și tremura. Unde a mințit tânărul învinuit de omor și unde a spus adevărul? Aflăm în câteva momente. Acum a venit momentul să anunți rezultatele testului poligraf. Ți-au fost adresate multe întrebări. Da, eu poate... nu știu. Dar eu o să dau citire 7 dintre ele, pentru că în mod special ne-au interesat. Ai consumat alcool în ziua accidentului? Da. Ai răspuns da în timpul testului. Și ai spus un adevăr. Următoarea întrebare din test a sunat în felul următor. Cunoșteai că Tudor și George nu știau să înoate? Nu. Ai răspuns nu. Eu știu anota. Tu știai că ei știu anota? Da. Da? Da. Cel puțin în cadrul testului ai răspuns nu și ai spus un adevăr. Da. O întrebare din cadrul testului a sunat în felul următor. V-ați înțeles din timp cu Tudor să-l aruncați pe George în apă pentru a-l îneca? Nu. Testul a arătat că ai răspuns un adevăr. L-ai aruncat cu forța pe George în apă? Nu. Ai spus un adevăr. Ai vrut să te răzbuni pe George? Nu. Testul la poligraf spune că și aici ai spus un adevăr. Ai avut intenția să-l omori pe George? Nu. A fost un adevăr. Și ultima întrebare. Este adevărat că l-ai înecat pe George împreună cu Tudor? Nu. Și aceasta a fost un adevăr. Da, dacă îmi permiteți o întrebare, tot în contextul. Spuneți, vă rog, cineva dintre dumneavoastră se află la evidența poliției? Nu. Niciunul. Aveți antecedente? N-ați fost judecat pentru furturi, pentru bătăi, huliganism acolo? Când proprietarul spune că sunteți bandiți, cumva a spus el, de categorie superioară. Spate. Da, da. Băietul lui sora, după accidentul care a fost la bazin, e foarte... a devenit necontrolabil. E nervos. Cineva îi zice ceva, poate să-l lovească, poate să-l împingă. La dânsul, practic, nici mama, dar nu știe cum, că el e foarte nervos. La dânsul, trauma și ei la cap foarte mult l-a schimbat. Eu văd doi adolescenți speriați și derutați, care n-au făcut nimic ieșit din comun, mă refer ca situație. Că s-a consumat beri, nu este, cu părere de rău, dar nu este o excepție, se întâmplă și nu este pentru prima dată. Că au mers la bazin în starea aia de ebrietate, care a acționat un pic mai dur, dar fiind faptul că aveți o vârstă, nu este nimic ieșit din comun. Eu văd mai mult situația ca o întâmplare foarte, foarte nefericită, care duce la consecințe foarte, foarte drastice. De fapt, noi avem două persoane care deja sunt marcate și accentuate pe viață, și somatic și psihic. Și un tratament neurologic și un tratament și o intervenție psihologică cred că o să vă ajute foarte, foarte bine să vă reveniți la poziția de viață normală, căci viața continuă. Dar după ce veți mai depăși o etapă importantă. Să lăsăm judecata să-și facă treaba. Însă, până atunci, cred că complici, cel puțin moral, la moartea acestui copil, sunt autoritățile statului. Autoritățile statului care au permis funcționarea unui bazin. Într-un hal fără de hal, fără o igienă care se cuvine, de o adâncime de 6 metri, cum spun toți acolo, și fără indicator, un ștrang, un bazin acolo în care nu există salvatori, nu există poliție, chiar ne-a demonstrat-o și proprietarul acestei piscini când a spus că ei se băteau și au făcut până la urmă ce au vrut ei.
și nu ce a fi vrut el dacă ar fi chemat poliția sau dacă ar fi fost adevărat, cum spune el. Până la urmă, lipsa responsabilității autorităților statului, fiscul sau cine ori mai fie acolo, cele de supraveghere medicală, sunt complicii morali la moartea acestui copil. Eu să completez ce a spus de colegul meu, într-adevăr așa și este, complici morali sunt, dar din păcate ei nu pot fi trași la răspundere. Mai mult decât atât, legislația Republicii Moldova are un cadru normativ foarte sărac în ceea ce privește exploatarea și în ceea ce privește întreținerea bazinilor și a piscinilor. Deci, să vorbim acum, avem doar un proiect a unui regulament privind exploatarea bazinilor și întreținerea lor. Dar este la cu statut de proiect, deci nu putem să ne axăm în acest proiect. În schimb, după părerea mea, el este foarte bun și benefic, deoarece acolo se privede și este obligat cel care are o activitate sau prestează activități ce țin de înot curativ, nu contează, fiindcă bazine sunt de mai multe feluri. Bazin închis, deschis, sportiv și așa mai departe. Deci acolo antreprenorul este obligat prin lege să aibă un, să fie, deci neapărat un salvator. Salvatorul nu e doar o persoană care trebuie să fie atent de cei care au activități în apă, dar el neapărat trebuie, urmează să fie o persoană competentă, o persoană care poate să acorde ajutor, nu medical, doar ajutor. Și mai mult decât atât, neapărat orice bazin trebuie să aibă și un medic. Dacă era un medic atunci la față, chiar să admitem cazul în cazul nostru, trebuia să fie o persoană competentă, să știe cum să acorde asistență medicală. Și în caz că medicul sau asistentul medical nu acorde asistența corectă, atunci el va putea fi tras la răspundere. În caz că antreprenorul nu are un salvator și nu are medic, va fi tras la răspundere. În situația dată este foarte complicat să ne expunem și din păcate băieții sunt, nu știu, mi-e greu să mă expun, dar eu altfel o să reacționez. Eu vreau să cred că ei sunt nevinoveți și chiar cred că sunt nevinoveți. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, să aveți pe cei dragi mereu alături.